înainte să deschid Moro, am avut o perioadă foarte mișto în care am călătorit, am îmbinat utilul cu plăcutul și m-am plimbat prin toată lumea. Și pe lângă faptul că am descoperit locuri noi, am avut posibilitatea să cunosc adevăratul guest service, m-am bucurat de o experiență în ceea ce privește partea de servicii. Sunt o persoană activă, am făcut sport de mic, când am fost pe vas am descoperit sala, m-am împrietenit foarte mult cu sala de forță și am dezvoltat o pasiune și pentru alimentația echilibrată. Prin călătoriile noastre am descoperit un juice bar undeva prin San Juan, dacă nu mă înșel, mamă, și am rămas îndrăgostit și am zis, bă, frate, gata, uite, asta ar fi o idee super mișto pentru noi. Și uite, așa s-a născut ideea lui Moro și când am venit acasă am început să căutăm tot felul de locații în București, am zis, bă, hai că acolo e o piață, hai să facem lucrul ăsta acolo. Numai că ne-a lipsit ceva. Și poate motivația, cred că a fost unul din lucrurile care ne-au lipsit. Și am zis, hai să încercăm în Buzău totuși. Da? Doar că Buzău nu simțeam că e pregătit pentru piața asta. De fapt, nu știu dacă în București sau în altă parte există o piață a sucurilor de fructe. Și am zis, hai să aducem pe lângă sucuri, să aducem o cafea bună. Și uite așa, i-am întâlnit băieții de la Origo. Și acolo am găsit, pe lângă o pasiune pentru cafea, am găsit două valori pe care noi le împărtășim, și anume calitate și experiența clientului. Și atunci a fost un match perfect. De când am început băieții de la Origo, am început cursurile de barista, am început să căutăm rețete pentru sucuri, am experimentat foarte mult, după care am pus foarte multă muncă și am deschis ușa shop-ului undeva pe 17 octombrie 2016. Pentru mine Moro este motivul pentru care m-am întors acasă, totodată este locul unde aș vrea să creez o atmosferă prietenoasă și foarte degajată, atât pentru oaspeții noștri, cât și pentru colegii din echipa noastră. Prin Moro noi promovăm o alimentație echilibrată, noi încercăm cu fiecare pahar de cafea să dăm mai mult decât atât, să fie un gust pe măsură și totodată un zâmbet în fiecare cafea, iar fiecare suc vine cu o explozie de vitamine și cu un gust deosebit. Totodată Moro își propune să dezvolte oameni, adică colegii noștri încercăm să le instruăm faptul că nu vin să muncească, doar să muncească, ci vin aici ca să se dezvolte și ei și totodată să contribuie la a face ziua bună oaspeților noștri. Avem planuri destul de mari pentru Moro. Acum lucrăm să mai dezvoltăm câteva preparate și vrem să ajungem la cât mai mulți oameni din Buzău, să-i vitaminizăm, să-i bine dispunem, să-i umplem de energie și după care încercăm să ducem Moro la nivel național, poate prin același concept sau prin alt concept. Deja ne gândim ca pe viitor, în viitor apropiat, să ne mai deschidem o locație undeva în București.